Astăzi continuăm cariera cu FCSB, episodul numărul 2. Episodul trecut a fost unul destul de interesant. Nu am făcut niciun transfer, dar am jucat 2 sau 3 meciuri parcă la amicale. Parcă am câștigat unul, dar în rest nu a fost cine știe ce. Dar astăzi m-am uitat la toate comentariile voastre de la clipul trecut și astăzi vom face transferul și de asemenea vom vinde jucători. Pentru că trebuie să facem și un pic de reconstrucție aici la FCSB. Sunt jucători buni, talentați, care merită să rămână, dar unii pot și pleca. Și sincer, nu sunt atât de atașat de toți jucătorii echipei. Adică aș fi chiar dispus să las pe Florinel Coman să plece dacă o ofertă bună vine, dar asta vom vedea pe parcurs. Olaru, sincer, mi-ar plăcea să rămână, dar nici el nu este 100% la club, deci oricine poate pleca dacă vine o ofertă bună. Până una alta n-a venit nicio ofertă, dar avem timp să se întâmple acest lucru, deci eu o să revin cu lista jucătorilor pe care vreau să-i cumpăr la FCSB și după vom face transferurile. Dar înainte de a continua cu acest episod, băieți, nu uitați și voi de un like, pentru că trebuie să continuăm seria asta, să facem o carieră cât mai lungă și am nevoie de susținerea voastră. Băgați acolo like, să facem și la acest clip peste 300 de like-uri, să apară câte un episod o dată la 2 zile și o să fie din ce în ce mai tare seria asta, dar am nevoie de voi și haideți să continuăm cu clipul. Până să ne ocupăm de transferuri, avem aici un meci cu UTA Arad, primul meci din Superliga României și bineînțeles că îl vom juca. Haideți să vedem aici un pic la Team Strategy. Sunt interesat, rămâne pe Counter Attack și o să angajăm și un antrenor pentru mijlocul nostru. Uite, ăsta cred eu că e bun, 2000 are salariu și are you sure you want to hire this staff member? Yes. Ok, și acum avem antrenament și pentru mijloc și pentru atac, ceea ce este important. O să ne ocupăm și de defensivă, dar puțin mai încolo. Haideți să mergem la acest meci și o să-l jucăm. O să-l jucăm, dar mergem și la prima presă și la prima conferință de presă, pentru că avem nevoie de un pic de ridicare la moral la jucător, pentru că după pre-season-ul ăla în care am pierdut 2 meciuri, nu suntem chiar atât de fericiți, bineînțeles aici Leone, adică eu. Care este atmosfera în vestiar înainte de primul meci al sezonului? Să știți că jucătorii o să încerce să se îmbunătățească de la zi la zi, adică există lucruri unde avem minusuri, dar se pot rezolva. Pot băieții să lupte pentru titlu, bineînțeles că vor lupta pentru titlu, cum se întâmplă și în viața reală, fix acum s-a terminat meciul dintre Sepsi și FCSB, unde FCSB a dominat 5-2 și asta se întâmplă și la această partidă cu UTA Arad și avem încredere noi că putem să câștigăm campionatul. Pentru acest sezon suntem doar în Superliga și în Cupa României, dar din sezonul viitor o să avem și competiții europene, sperăm. De ce rămâneți cu Pante acolo pe poziția de fundaj dreapta? El trebuie să joace, este un jucător cu mare potențial și vă zic asta pentru că are 80 potențial fundaj dreapta și trebuie să joace, să aibă meciuri în picioare, nu va mai primi nicio întrebare, mergem direct la meciul dintre FCSB și UTA Arad, ei joacă în roșu, noi în albastru, este totul ok, să înceapă meciul și să vină victoria. Prima victorie și în primul meci al sezonului. Acum către Djokovic, mai departe cu Tavi Popescu. Tavi Popescu avansează excelent, dar într-un final pierde mingea. O întrebare pentru voi, băieți, pe care vreau să o răspundeți în comentarii foarte mult este: continuăm să arătăm gameplay? Vreți gameplay pe carieră? Adică nu mă refer acum la full, oricum tai din el, dar vreți să vedeți mai mult gameplay în carieră sau mai puțin? Adică mai multe meciuri direct simulate și uite că vine golul, că m-am luat cu vorba. UTA Arad reușește să conducă acasă la ei pe FCSB. Rareș Pop a dat gol? Sau cine a dat golul, că oricum n-au fețele? Oricum, Rareș Pop este și el o țintă pentru noi în această perioadă de transferuri. Andrei Fabri, da, de carul UTA-i. Mi se pare că a avut un meci foarte bun și în realitate reușește și aici pe carieră să ne marcheze. Trebuie să revenim în acest meci. Djokovic mai departe cu Octavian Popescu, un sprint controlat acum. Nu prea am reușit să înțeleg care e treaba cu sprintul ăsta controlat până acum, dar să le învățăm mai pe parcurs. Opa, ce pasă greșit acolo, să nu fie un contraatac bun cu Cooper.
Dacă am foarte bun, a dat hat-trick în viața reală. Nu, 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 dublă. Cred că da, dublă pentru Fabri, 2-0 pentru Utah Raj și un început groaznic în primul meci de campionat. Trebuie să ne revenim, fraților. Nu, 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 stați așa. Stați așa, stați așa să-mi dau drumul la joc. Florinel Coman. Florinel Coman acum. Coman, am mare încredere în Florinel. Este unul dintre liderii echipei și foarte bine avansează acum cu mingea. Pasează cu Băluță. Băluță. Foarte bun! Foarte bun fake shot-ul lui Băluță și șutul la fel. Însă portarul Lutei este la post. Sunt un pic supărat, dar am încredere că băieții o să-și revină. Foarte bine bătut cornerul și nu se poate, ce ratare! Nu pot să cred ratarea meciului. Iar Utah Arad intră cu avantaj la pauză, 2-0 pentru Arădeni. Trebuie să ne revenim, băieți, ce ratare acolo. Era bine să dăm un gol fix înainte de pauză, dar nu s-a întâmplat. Din păcate o zi înceată la birou pentru Florinel Coman. Bineînțeles, biroul cu iarbă verde. Din nou ocazie foarte bună pentru Utah Arad. Arădenii nemiloși la ei acasă. Sunt împinși în spate de peste cei 15.000 de suporteri care au venit Târnovanu. Super salvare. Nu se poate așa ceva. 3-0 pentru Utah Arad. Cum mă, frate? Primul meci al sezonului, umilire totală pentru FCSB. Stolnic reușește să marcheze golul care probabil închide această partidă. Umilință totală, băieți, în primul meci de campionat și este clar că avem nevoie de îmbunătățiri. O partidă slabă făcută de fundașii echipei Haruț, Dawa n-au fost la nivelul la care mă așteptam de la ei și Dawa va fi schimbat cu Înghezana, iar Haruț, cred că o să-i găsim un locuitor lui Haruț. Nu mi-a plăcut deloc meciul ăsta. Dawa, rezervă. Iar în acest moment pleacă, probabil va pleca primul jucător de la echipă, David Niculescu, jucător de 22 de ani, are ceva potențial în el, însă nu vreau să mă mai bazez pe serviciile sale. 2.950 va plăti Cardiff City, clauza sa de reziliere și sincer, mă bucur că pleacă, iar aici avem opțiunile noastre. Pentru fundaș central, evident, Radu Drăgușin, iar pentru poziția de atacant, Luis Munteanu. Va fi foarte greu să îi luăm pe acești jucători, dar ne vom da toată silința. Iar din păcate pe Luis Munteanu nu-l putem cumpăra în acest moment pentru că este împrumut la Farul de la Fiorentina, însă rămâne varianta Radu Drăgușin și mergem să ne luptăm aici cu Genoa. Și sunt dispus să plătesc o sumă mare pentru Drăgușin, iar pe lângă o sumă mare, cred că îl voi oferi și pe Vlad Chiricheș, nu mai am nevoie de el, 15% release clause, sell on clause, pardon, și 3 milioane, haideți să vedem ce părere au, vor 3.900.000 plus 20% release clause. Nu mi se pare deloc o ofertă rea pentru un jucător de valoarea lui Radu Drăgușin, însă vom mai scădea un pic. Încercăm 3.200.000, 20% sell on clause, vor să scadă din sell on clause ăla, pe mine nu prea mă interesează. Sau haideți să încercăm să dăm alt fundaș. O să-l dăm pe Dawa. O să-l dăm pe Dawa. Plus 2.000.000. 2.500.000 plus Joachim Dawa, nu-l vor pe Dawa, 3.600.000. Hai să încercăm un 3.300.000 plus 18% sell on clause. Putem să acceptăm asta, 17% sell on clause, adică Genoa va primi 17% dintr-un viitor transfer. Vom încerca să ne ținem cât mai mult de Drăgușin, însă 3.550.000 de euro pentru un fundaș central cum este el, e o ofertă genială. Și mergem acum să negociem cu jucătorul. Probabil va avea pretenții salariale destul de mari, însă, cum v-am zis, sunt dispus să-i ofer ce își dorește. Avem nevoie mare de un fundaș central. Iar acum vine problema cât să-i dăm salariu.
presupun 30.000 pe săptămână. Da. E posibil să fi plătit cam mult pentru Drăgușin, dar ce să facem, este un jucător de care aveam mare nevoie și îl vedem acum semnând cu echipa noastră, cu FCSB, bineînțeles, de noroc cu Florinel Coman, se bagă acolo la antrenament. Nu au băgat ca ținuri noi aici la transferuri, mă mir, ar fi trebuit să mai schimbe, dar până la urmă asta este, este și Olaru acolo. Drăgușin va fi probabil unul dintre cei mai buni jucători ai echipei și din punct de vedere al ratingului și din punct de vedere al performanței pe teren. Și de ce este prezentat la Real Madrid, da, bag mare, eu voiam să văd ce e un tricou FCSB-ului, dar nu-l vedem din păcate, dăm și noi schimb la animația asta. Și să vedem dacă am făcut un transfer bun, ce notă primim. Price rating, nota A, ok, clar ne-a descurcat bine, excelent, excelent acest transfer, 71 overall și da, ne-a descurcat foarte, foarte bine. Și mai rămânem cu un buget de transferuri și mai ales va pleca, bineînțeles, va pleca Miculescu și atunci vom avea buget să mai cumpărăm jucători. Și sincer, mă gândesc că dacă ar trebui să luăm un mijlocaș, dar mă bazez foarte mult pe serviciile lui Radaslavescu, care are potențial. Și Băluță, cât de mult îmi place mie, tot trebuie să mă orientez spre un atacant, dar până atunci mai vedem. Și ce vă spuneam, băieți, o ofertă pentru Darius Olaru, 3 milioane de euro de la Club Bruj. Dar deocamdată nu să îl vând pe Olaru, mai ne gândim, mai ne gândim. Sunt opțiuni care ar putea să vină de pe piața transferurilor, opțiuni de înlocuire pentru Olaru în caz că ar veni o ofertă foarte bună pentru el, dar până una alta nu mă grăbesc. Și o să mai cumpăr încă un antrenor pentru poziția de fundaș. Pentru fundaș, practic, să le dăm aici îmbunătățire și vedem acum, am putea să mai luăm unul pentru goalkeeping, dar deocamdată nu. Meci cu FCU Craiova, în acest moment suntem pe ultimul loc în Superliga României. FCU este ok pe locul 10, după prima etapă au făcut un egal și mai asta a fost deja. Cristian Ganea, tu vei pleca de la echipa Ganea, nu mă bazez pe tine prea mult și cred că ar fi bine să schimbăm formația într-un 4-3-3, 4-3-3 false 9 cu Băluță CF, Popescu în dreapta, Coman în stânga, Olaru, Radaslavescu, șut, Înghezana, Pantea și noul transfer, Drăgușin. Avem nevoie de siguranța lui Drăgușin în defensivă. În continuare, băieți, jucăm pe legendarii. Vreau să fie cât mai dificilă această carieră pentru a fi cât mai interesantă. Nu trebuie să ne vină totul prea ușor. Și haide să dăm drumul la această partidă cu FCU Craiova, echipa lui Mititelu. Și să sperăm că va fi o victorie. Bun, și ne pregătim de începutul partidei. Juan Bauza chiar seamănă cu mijlocașul argentinian acolo. Da, îmi plac mult caținurile. Vedem aici cum combină FCU. Au jucători talentați. E Bauza, e Bahasa. Eu discut acolo, nici nu știu ce antrenor mai e aici la FCU Craiova. Mișto au și stadionul cât de cât acolo făcut. Fanii, bineînțeles. Și haide să înceapă partida. Totul este pregătit pentru un meci de senzație. Combina aici acum FC cu Craiova. Nu pot să cred, din nou un gol foarte repede. FCU Craiova din două pase a reușit să destabilizeze apărarea noastră. Este clar, dificultatea de legendarii este grea și este chiar legendară. Vedem și noi ce fază reușește FCU Craiova și marchează Aurelian Chițu. Și iarăși suntem conduși. Trebuie să revenim pentru Popescu. Mai departe cu Radaslavescu, în centru la Olaru. Darius Olaru pregătește un șut. Bun, bun șut ăsta. Asta vreau, băieți. Haideți, haideți cu atacurile. Haideți. Bahasa acum, tehnicul Bahasa. Cred că el a dat asistul la golul marcat de Chițu. Foarte bine Târnovanu intră acolo și poate și FCSB-ul să plece pe un contraatac.
Asta trebuie să fie tactica FCSB-ului. Hai Popescu, Popescu, l-așteaptă pe Pantea. Îi vine, a nu, e Radaslavescu acolo. Radaslavescu, Radaslavescu mai departe cu șut în stânga la Radunovici. Se duce Muntenegreanu, pasează cu Coman în careu. Florinel Coman, un dribbling și un șut foarte bine. Florinel Coman reușește să marcheze primul gol al FCSB-ului în Superliga și trebuie să luăm mingea pentru că meciul nu s-a terminat. Minutul 36, FCU este egalat acasă. Din nou o deplasare grea pentru FCSB, dar îl vedem în sfârșit pe Florinel Coman ieșind la rampă. Foarte bine aici, un dribbling și încă unul și șutul său la, lung, la colțul lung. Excelent! Nou FCU într-un atac, le plac mult fazele astea în benzi. Bahasa, Bahasa intră în careu, Bahasa se întoarce, combina aici FCU în careul FCSB-ului. Târnovanu din nou cu un efort foarte bun și din nou un contraatac pentru FCSB. Așa a venit golul egalizator, să vedem, vine și golul care să o pună în avantaj. Nu, dar recuperează acum Băluță, Băluță mai departe cu Popescu. Dar se termină prima repriză a acestei partide și, sincer, cred că FCSB, adică echipa mea, poate să revină. Trebuie să rețin la pauză un discurs băieților, să le zic. Este meciul vostru. Voi sunteți cea mai bună echipă din campionat. Ați avut un început mai greu, dar cu ajutorul lui Florinel ne putem reveni. Hai cu repriza a doua. Din nou atacul lui FCU Craiova. Este extraordinar de importantă apărarea. Vedem Bahasa trece ușor acolo de Pantea și din nou Târnovanu, eroul FCSB-ului. Deci nu se poate așa, sunt prea multe greșeli în defensivă. Dar avem un corner, sper să nu fie unul periculos. Tavi Popescu, Tavi Popescu, l-are în față pe Băluță. Tavi Popescu, în continuare, de unul singur. A urcat Băluță, dar n-a ales să-i paseze și pierde într-un final mingea Tavi. Se termină această partidă, un egal smuls de FCSB pe terenul Craiovei. Într-adevăr, nu este o victorie, dar este un punct meritat de echipa roșialbastră. Început de campionat încet, slab, dar totuși am încredere în băieții mei și zic eu că ușor, ușor ne vom reveni. Însă vom schimba strategia. Nu mai vreau counter attack. O să mergem spre kick and rush, un stil de joc construit în jurul forței și abilităților atletice ale jucătorilor de a trece de mijlocul terenului și să dea pase cât mai repede spre atacanți care să forțeze spațiile lăsate de fundași și să se lupte pentru a trece în poziții bune. Deci rămâne pe kick and rush asta, în continuare cu aceeași formație de joc. Încă n-a plecat David Niculescu, l-avem aici pe Rareș Popă, jucător pe care dorim să-l transferăm și cred că o vom face, dar până una alta. Mai jucăm un meci. Avem un meci cu Oțelul Galați în ultima zi a lunii iulie. Ne rămâne o lună în care ne vom mai ocupa de transferuri. A plecat Miculescu și avem aici, ne gândim. Așa, ok. Avem meciul cu Oțelul Galați, o echipă nou promovată, echipă care are două puncte din primele două etape. În continuare, FCSB-ul este pe ultimul loc ca și Rapidul. Și Rapid are un început slab de campionat, la fel ca și noi. Vedem aici, ei au folosit tactica de counter attack cu Chehin de fataia acolo în centrul atacului. Și haideți să mergem la meci. E momentul să obținem și prima victorie a sezonului, băieți. Am avut o înfrângere, am avut un egal, trebuie să vină și victoria. Este ceva care trebuie să vină de la sine. Oțelul Galați, nou promovată, echipa antrenată de Dorinel Munteanu, nu cred că a trebuit să-i pună probleme
FCSB-ului, echipă vicecampioană anul trecut, și vedem ce mișto e asta cu aruncatul Monezi, foarte tare, foarte tare ca ținul ăsta. Ok, haideți să ne concentrăm la meci. Jucăm în sfârșit acasă și trebuie să le oferim fanilor ce au venit pe arena națională un spectacol fotbalistic cu adevărat. Începe bine Oțelul Galați, Bodișteanu trece acolo de doi jucători și Chehin de Fatai aproape, sau era Chehin de Fatai, cred că da, aproape să marcheze. Corner pentru Oțelul Galați. Florinel Coman are acum spațiu, este un contraatac ce poate aduce multe pentru FCSB în această partidă. Nu au fost până acum atacuri ale formației roșii-albastre. O pasă acum către Alex Băluță, 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 ce aproape să marcheze Alex Băluță. O fază foarte bună, contraatac ca la carte, însă șutul cu stângul al lui Băluță trece pe lângă poartă. Băluță, e nevoie de mai multă acuratețe. De asta ne trebuie un atacant pur sânge. Foarte bună recuperarea lui Drăgușin. Excelent acolo, se vede. Se vede cum ține defensiva, însă Băluță este foarte slab ca atacant. Extrem de slab. Ne trebuie atacant, băieți. Ne trebuie atacant, băieți. Vă lăsați sugestii în comentarii. Avem nevoie de atacant. Și probabil, de ce nu apelăm la o opțiune din afara României? De ce nu poate un Belgia? O ligă inferioară, top 5, Italia, Spania, Anglia, vedem noi ce găsim. Dar clar ne trebuie atacant. Tavi Popescu acum. Tavi Popescu se întoarce, pasează, încearcă pasa către Panta de fapt. Nu reușește să pasezi, din nou greșeală pentru Tavi Popescu. Ce meci l-a făcut de Octavian. Unde e fotbalul ăla, dar crezi că l-a învățat Tavi. Din nou atac pentru Oțelul Galați. Fatai! Ce bară dă Fatai acolo! Căpăm bazma curată, ne apropiem din nou pentru un egal al FCSB-ului, dar cine știe, poate reușim și noi să marcăm pe final. Florinel Coman, printre ultimele faze ale meciului, Băluță, îl are acolo pe Olaru, însă pasă proastă, mă frate, mă, o pasă, mă, nu puteți să dați și voi, mă, ce naiba. Și se termină și partida asta, din nou egal pentru FCSB. Aoleo, ce episod, două egaluri și o înfrângere. Mergem la interviu, Raia, ne asumăm, e vina mea, clar trebuie să iau măsuri. Trebuie să iau măsuri mari și îmi asum până la urmă, Haide să vedem ce întrebări primim. O înfrângere și după de un egal și după așa, cum ne îmbunătățim? Sunt sincer, trebuie să fac schimbări. Foarte slab am jucat meciurile astea, avem nevoie de schimbări. Un mare meci împotriva rivalilor de azi. Am nevoie de mai mult de la echipa noastră. Oțelul Galați e totuși echipă nou promovată, nu este cineva de la care să te aștepți. Multe s-au așteptat de la Coman azi și până la urmă n-a făcut nimic. Am nevoie de mai mult de la Florinel Coman. Am nevoie de mai mult. Nu mă interesează că îi afectează moralul. Trebuie să-i vină mintea la cap și să înceapă să joace fotbal. Messi l-a făcut de noi. Nu mă interesează moralul echipei în momentul în care noi suntem pe ultimul loc aproape. După două egaluri și o înfrângere, clar. Nevoie de îmbunătățire. Coman. Nu știu. Am nevoie de atacant. Numai. Caut atacant. Și cred că am găsit, băieți, atacantul de la KVC Westerlo, Matia Frigan, un croat de 20 de ani, care are un release clause de 5.900.000, dar nu o să îl plătim. Am impresia că valorează undeva la 3 milioane și ceva și haideți să vedem dacă am avut dreptate. 3.500.000. Sunt sigur că putem să scoatem un deal mult mai bun de atât. 2.750.000, 2.850.000. Da, sunt de acord. Frigan este un atacant de 70 overall, care are potențial până la 80 și este un atacant de care are mare nevoie FCSB-ul. Și am mare nevoie eu, am mare nevoie de un atacant pe care să mă bazez, căruia să-i dau mingi și să știe ce să facă cu ele, Băluță. Nu prea mi-a plăcut, sincer. Nu prea mi-a plăcut. Am încredere în băiatul ăsta. Nu prea știu exact ce statistici are, dar știu că are un potențial și un overall mare
Și ca și salariu 20.000, sunt ok. Da. Haideți să vedem și cum o să intre în echipa noastră la FCSB. Nici nu mai ne uităm aici la astea. Matia Frigan de la Westerlo. Nu știu ce cum sunt ei în campionat. Hai să vedem. Frigan 79 pace, 69 shooting, 79 physical. Este clar un atacant în stilul lui Haaland. Și îmi convine. Are physical, are pace. Și întrebarea e cum să jucăm. Jucăm cu shoot aici și o să scadă. Rămâne la un 4-3-3 flat cu, de fapt, 4-3-3 holding, unde era holding-ul. Cu shoot-ul la Rura, dar la vezi cu Frigan atacant acolo, Popescu dreapta, Coman stânga. Și o să mai facem un transfer. Voi în comentarii o să-mi ziceți pe cine mai doriți la echipă, dar cred că să mă ocup și de și de instrucțiunile jucătorilor, pentru că nu am făcut-o și știu sigur că mă ajută. Așa că mergem spre următoarea partidă și probabil ultimul match al acestui episod și am mare nevoie de o victorie. Și primim un mesaj pe WhatsApp dureros de la Dario Salaru. Ne spune cum că în vestiar băieții au început să se cam supere și s-au făcut grupulețe, s-au făcut bisericuțe. Nu mai este unitatea aia care era înainte, dar o să încercăm să rezolvăm asta. Și de asemenea vom încerca să ne bazăm și pe rezerve în meciuri. Vreau să fac o bancă de rezerve cât mai competitivă. Djokovic va intra aici în locul lui Alexandru sau Popescu? În locul lui așa. Ganea cred că va rămâne aici. Băluță este și el o opțiune pentru atac și cred că mai degrabă va ieși Kirikeș de pe banca de rezerve. Crețu va rămâne acolo, Panțăru nu va intra și așa va arăta echipa al patrulea match al sezonului împotriva celor de la Petrolul Ploiești și avem nevoie în sfârșit de o victorie și cred că o vom obține. Sper că o vom obține și sper să o obținem. Din nou deplasare până la Ploiești pe Ilie Oană. FCSB-ul a avut doar un meci jucat acasă până acum din aceste patru. Însă nu contează asta. Noi trebuie să fim buni peste tot unde jucăm și trebuie să câștigăm acest meci. Am nevoie de băieții mei să fie în formă maximă. Coman, Tavi Popescu și noul nostru atacant trebuie să-și facă datoria pe teren și să obținem prima victorie a sezonului. Trebuie să jucăm simplu, trebuie să încercăm să nu ne mai complicăm și avem nevoie de defensivă foarte bună, lucru pe care Drăgușin a reușit să-l ofere foarte bun acum lovitura de cap a lui Frigan. Rada Slavescu încercă o pasă către șut, dar slabă. Încercăm să ne apărăm aici. Șutul lui grozav, foarte bine Târnovanu plonjează și reușește să mențină poarta intactă. În urma acestui șut al lui Cicu grozav. Cicu intră acolo în careu. Drăgușin respinge foarte bine. Vedem aici valoarea lui Drăgușin. Este stâlpul de care aveam nevoie în defensivă, dar însă nu reușim și noi să producem un atac. Respinge aici Radunovic, dar în continuare posesie pentru Petrolul. Bratu Jefferson, Diomande și am crezut că a venit golul, însă am scăpat din nou basma curată. Avem nevoie și noi în sfârșit de un atac, de o combinație, de ceva. Pentru că până acum în acest meci am fost 0. Aveam Popescu pentru Olaru, Darius Olaru, slab Olaru. Și vine și gol. Petrovici, fițar mama ta! Fix înainte de pauză reușește Petrolul Ploiești să marcheze. Este foarte greu, băieți, pe dificultatea legendării. Aoleo, dar nu trebuie asta să fie o scuză. Trebuie să fiu mai bun, trebuie să fac ceva din EFC-ul ăsta. E extraordinar de greu, dar o să revenim noi. Trebuie să ne revenim.
Trebuie să revenim în meciul ăsta. Nu mai există. Nu mai pierd. Tavi Popescu. Îl are în dreapta pe Pantea. Vine pasa către el. Este în față și Olaru. Olaru reușește să marcheze un gol într-adevăr norocos, dar este gol 1-1 și FCSB poate să revină în acest meci. Pentru toți fanii lupilor galbeni, Darius Olaru reușește să se marcheze foarte bună centrarea lui Pantea și poate a trebuit să încercăm mai mult acum centrările, pentru că îl avem pe Frigan acolo în atac, care este înalt și este un atacant de careu și clară să mă bazez pe serviciile lui. Se fac și primele schimbări în această partidă. Cred că să-l introduc în teren pe Băluță în locul lui Popescu. Și la mijloc avem nevoie de puțină prospețime. Va intra Alexandru în locul lui Șut. De asemenea, cred că o să scot și pe Pantea. Chiar dacă a făcut o partidă bună, îi dau minute și lui Crețu. Și cam atât. Pasă către Alexandru. Foarte bine acolo. Alexandru protejează. Olaru pentru Frigan. Și Frigan șutează în blocaj. Este Rada Zavescu pentru Frigan! Gol! 2-1! Și asta, de asta avem nevoie. Avem nevoie de un atacant cum este Frigan. A primit pasa, a șutat și a marcat primul său gol la FCSB. Frigan, trebuie să-i învăț prenumele, pentru că cu siguranță o să-i zic Frigan de foarte multe ori. Și Frigan îi pune pe jar pe cei de la Pretorul Ploiești. După un șut în blocaj, primește pasa de la Rada Slavescu și mai șutează o dată, de această dată învingându-le portarul. Și FCSB este aproape de prima victorie din acest campionat. O victorie care să le mai aducă puțină speranță. Foarte bună recuperarea lui Băluță. Frigan pasează către Florinel Coman. Poate marca golul victoriei în această partidă. Coman! Șut pe lângă! Florinele, trebuie să dai și tu un gol. Dar nu s-a terminat încă meciul. Țicu centrează. Roman aproape acolo să fie o fază periculoasă pentru Pretorul Ploiești. Coman. Coman. Îl are pe Rada Slavescu. Pasează către puștiul de 18 ani, însă nu iese nimic din această fază. Și se termină partida. FCSB câștigă primul meci în acest campionat. O victorie, cei drept, chinuită. O revenire, dar nu în orice caz o victorie meritată. Meritată pentru acești jucători, pentru acești suporteri care au venit la o nouă deplasare și pentru voi cei care vă uitați la acest clip. Și bineînțeles că vom merge la interviuri, pentru că în acest moment putem să ne lăudăm și noi jucătorii, putem să lăudăm pe Frigan, putem să lăudăm pe Olaru și pe Panta, care a făcut un meci bun. Pare rău că l-am schimbat. Și vorbim direct despre noul nostru transfer care a avut un start, care are un start excelent. Și o să mai vină, o să vină mai multe. El va fi Erling Haaland de România, de FCSB. Da, în diferență doar de un gol, dar toți jucătorii și-au făcut datoria azi. Pantea, Târnovanu, să nu uităm, Înghezana, Drăgușin, toți jucătorii, nu avem de ce să zicem ceva rău de oricine. Am reușit să întoarcem lucrurile. Și am făcut asta prin muncă, muncă grea. Am avut un început greu, înfrângere, după aia două egaluri, dar ușor, ușor să ne revenim și victoria asta ne dă acea speranță de care aveam nevoie. Și urmează un meci cu campioana de anul trecut, Farul Constanța, care este pe locul 2 în campionat. UTA Arad, început excelent, echipa care ne-a bătut, este la 8 puncte, 2 victorii, 2 egaluri, însă noi nu suntem departe de zona aia frumoasă în campionat și încheiem acest episod pe o notă înaltă, așa cum doream, iar voi trebuie să faceți like, subscribe. Până data viitoare, eu am fost Leo, v-am pupat, ciao, ciao!